După ce s-au echipat cu mănuși și măști pentru a face față mirosului înțepător, voluntarii au intrat în acțiune. Cot la cot cu ceilalți muncitori, aceștia au grupat deșeurile la linia de sortare. Конечно же, запах неприятный, но потом как бы нет никакого отвращения, потому что, ну, работа простая. Ты стала mai mult de o oră aici? Nu cred. Nu, nu-mi place aici. De ce? Personal e foarte foarte mult gunoi, e mirosul neplăcut. Că vârsta nu este o barieră pentru a începe activitatea de voluntariat, au demonstrat-o doi copii dornici să facă lumea mai bună. Ne simțim bine că facem un fapt bun. Dacă sortăm gunoiul și îl reciclăm, apoi nu poluăm natura. A căutat printre gunoaie și deputatul Valeriu Ghilețchi, care spune că după această experiență, cu siguranță va sorta deșeurile de acasă. Mimi s-a spus că aici se aruncă pungile, adică tot ce ține de pungă, ele trebuie selectate și tot ce ar fi pungă, uite aceasta, dacă e cu fiene, deci tot ce este pungă trebuie aruncat aici. Și unde e mai simplu, aici sau în Parlament? I-a spus o întrebare dificilă. Evident că e simplu să-ți faci misiunea acolo cum unde te simți, unde ți-i menirea și chemarea. O muncă dificilă sau mai puțin plăcută, dar cineva trebuie totuși să o facă. Muncitorii spun că și-ar dori ca oamenii să fie mai responsabili. Mai bine să pui aparte sticla, aparte gunoiul, hârtia ce iese, dar dacă nu poate... Încălțămintea, anvelope de la mașini, cărămiz, cochilez, beton. Tot la un loc. Da, tot la un loc. Organizatorii au ales să lanseze Săptămâna Națională a Voluntariatului la fabrica de sortare pentru a îndemna oamenii să grupeze gunoiul astfel încât acesta să fie cât mai repede reciclat. Zilnic aici sunt aduse 300 de tone de deșeuri care sunt transformate ulterior în baloți. După ce este sortat și presat, gunoiul este transportat la uzinele de reciclare din țară și de peste hotare. Spre exemplu, aceste deșeuri vor ajunge în curând în România și Ucraina. Din petrol să fac alte materiale, cum ar fi poliesterul, dar fibra poliesterică care o aveți prezent îmbrăcați, toți suntem în îmbrăcăminte care conține poliester. Șervețelele umede tot este fibră, așa e piet reciclat 100%. Aceasta este cea de-a 11-a ediție a Săptămânii Naționale a Voluntariatului. Până pe data de 8 octombrie, în toată țara vor fi organizate diverse evenimente. Anul trecut s-au implicat aproape 19.000 de persoane.